articolul 130, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A, și articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință publică ordinară la data 31 martie 2022, orele 12, la sediul Comunului Cultural Bucium. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, inițiator primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2022, inițiator primarul Comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2022, inițiator primarul Comunii. 4 diverse. Doamnul președinte, mulțumesc. Prezintă aici statutară, putem începe și ca pentru început să supunem la vot proces verbal de cerințe anterioare. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar să ne expună punctul numărul 1 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Doamnelor și domnilor consilieri, motivat de publicarea pe site-ul Ministerului de Finanțe a ratei inflației pentru anul 2021 și punând în aplicare dispoziția articolului 491 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, au fost analizate impozitele și taxele locale indexate pentru anul 2022 prin hotărârea Consiliului Local numărul 18 din 20.04.2021 și s-a întocmit macheta cu noile cuantume indexate aplicabile în anul 2023. Pentru recuperarea decalajului generat de rata inflației interzisată în anul 2021, propun ca începând cu anul 2022, nivelul impozitelor și taxelor locale să fie indexat cu rata inflației de 5,1% față de nivelul aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 18/2021 din următoarele considerente. Articolul 491 din legea numărul 227/2015 instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală. Astfel, potrivit alineatului 1, în cazul oricărei impozit sau oricărei taxe locale, care se constă într-o anumită sumă în lei, sau oricărei impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei, care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând în cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale a Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform alineatul 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărei impozite sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimente de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alineatului 1. De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de legea numărul 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală, astfel cum este prevăzut la articolul 493, alineatul 7 din codul fiscal. Astfel, potrivit acestui aliniat, limitele amenzilor prevăzute la aliniatul 3 și 4 se actualizează prin hotărârea Consiliului Local conform procedurii stabilite la articolul 491. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în formă prezentată. Domnule președinte, mulțumesc. Membrii comisiei au studiat acest proiect propus de domnul primar privind indexarea impozitelor și taxelor pentru anul 2023. Toți membrii au dat aviz favorabil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Dacă dorește cineva să scrie la public. Nu avem înscrieri, trecem la aprobare. Cine este pentru? Abținere, potrivă? Mulțumesc! Domnul primar, vă rog să ne spuneți punctul numărul 2.
Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2022. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbateri dumneavoastră se referă la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2022 și a fost determinată de următoarele considerente. După cum știți, în etapa viitoare avem în vedere introducerea distribuției gazelor naturale în comună. Au fost întocmiți indicatorii tehnico-economici pentru această investiție, însă este necesară o actualizare a acestor motivat de evoluția prețului euro între data întocmirii documentației inițiale și momentul de față, când dorim să întocmim cererea de finanțare și să obținem avizele necesare. Pentru realizarea acestor acțiuni am venit cu propunerea ca suma de 75.000 lei, reprezentând excedentul al anului precedent, să o utilizăm în scopul declarat mai sus. Dacă sunteți de acord cu propunerea prezentată, vă rog aprobarea proiectului de hotărâre, așa cum a fost întocmit. Domnul președinte. Mulțumesc. A fost aprobat. Unanimitate. Domn primar, vă rog să expuneți punctul numărul 3. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare în gestionării situațiilor de urgență în anul 2022. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile ordonanței de guvern, numărul 2288 din 09-12-2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale, privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și prevederile Ordinului Comun MAI, numărul 192/1422 din 2012, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale și a Ordinului Comun MAI, numărul 2245/3403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a tensiunilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice pentru preîntâmpinarea producerii situațiilor de urgență specifice și având în bază la bază referatul prezentat de șeful SVSU Bucium prin delegare am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus spre aprobare necesarul extentul și propună de realizare în anul 2022 a principalelor funcții de sprijin, atât materiale financiare, dar și umane, în vederea gestionării situațiilor de urgență ce pot să apară pe raza Comunei Bucium. Având în vedere faptul că în anul precedent, din taxe speciale PSI, suma totală colectată a fost 7.000 lei, dar și faptul că pentru anul 2022 această taxă nu s-a majorat, iar totalul colectării s-a preconizat, a se ridicat tot la suma de 7.000 lei, în anexa 1, la proiectul de hotărâre am propus repartizarea sumei de 5.400 lei pentru localizarea și stângerea incendiilor, respectiv pentru achiziționarea unei motopompe și diferența de 1.600 lei pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacele de intervenție, persoanele evacuate și altor resurse, respectiv pentru aprovizionarea cu motorină. În anexa numărul 2, la proiectul de hotărâre au fost detaliate sumele din anexa 1, respectiv localizarea și stângerea incendiilor stingătoare, 11 bucăți, la prețul de 935 lei. Echipamente de intervenție, 8 bucăți, la prețul de 2015 lei. Alimentare cu apă din hidrant, 350 m3 cub, la prețul de 2450 lei. Și transportul forțelor și mijloacelor de intervenție a persoanelor evacuate și altor resurse combustibile, 200 litri, la prețul de 1600 lei. Din punct de vedere uman, conform anexei numărul 3 la proiectul, ar fi nevoie pentru acționarea în situații de urgență de un număr de 14 persoane care să îndeplinească toate categoriile de funcție. Însă, după cum cunoașteți deja, serviciul voluntar pentru situații de urgență al Comunei Bucium nu este funcțional, astfel încât persoanele pe care le-am avut în vedere au fost nominalizate din rândul funcționarilor publici și a persoanelor contractuale din primărie. Vreau să vă menționez că există obligația Consiliului Local ca în fiecare an să aprobe resursele financiare, materiale și umane pentru buna gestionare a situațiilor de urgență și tocmai de aceea am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Acestea sunt argumentele și rog consilierii să analizeze și să aprobe în consecință. Domnul președinte. Domnul primar, ați ascultat citirea proiectului numărul 3. Chiar discut, doamna președinte.
La tine, doamne. Membrii comisiei au analizat conținutul proiectului și l-au aprobat favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Dar înscrieri la cuvânt. S-a discutat în comisie. Nu avem înscrieri la cuvânt, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri. Unanimitate a fost votată. Trecem la ultimul punct, diverse. Punctul. Dacă aveți probleme. Dacă aveți sunt probleme. Dumneavoastră râdiți, aveți probleme? Cu capul. Dacă nu aveți probleme, declarăm ședința închisă. Punctul. Participare.